În perioada 1-30 iunie, Universitatea noastră va organiza următoarea ediție a Conferinței Internaționale de Securitate Cibernetică. Această conferință este una de care ne face mare plăcere să amintim, pentru că este o conferință care deja are tradiție la noi. Când nimeni nu prea se ocupa de securitate cibernetică, pentru că termenul era destul de vag definit, Universitatea a dezvoltat un laborator și un poligon de securitate cibernetică cu care am fost foarte inovativi. Provocările cyber din domeniul maritim vor fi în curând abordate în cadrul unei conferințe organizate de Universitatea Maritimă Constanța, care va avea loc anul acesta exclusiv online. În acest an, conferința noastră de securitate cibernetică are 5 secțiuni și aceste 5 secțiuni ele preiau o parte din secțiunile tradiționale și am introdus și o secțiune nouă. Secțiunile noastre tradiționale erau criminalitate cibernetică, care este acolo de la prima ediție, în continuare trenduri și dezvoltări în securitatea cibernetică, strategii de apărare și protecție în securitatea cibernetică și, în fine, avem acum a cincea secțiune, care este o secțiune nouă, securitate cibernetică în domeniul energeticii. Principalii invitați și speaker vor fi din Ministerul Comunicațiilor, Port Community System, Oxford System din Regatul Unit, Portul Valeta din Malta, Administrația Porturilor Maritime Constanța, dar și invitați din cadrul Organizației Mondiale Maritime.